Bună seara, doamnelor și domnilor, un an nou cu sănătate și fericire. Cu fericire încep și eu acest nou sezon al emisiunii Animasfera, pentru că și în această seară am alături de mine oameni dragi, iubitori de animale. Așadar, îi spun bună seara și la mulți ani conferențiar universitar dr. Arina Rusu. Bună seara și bună seara. Îmi permit să te tutuiesc, da, pentru că ne cunoaștem și de foarte multă vreme și noi, iubitorilor de animale, ne placem să vorbim la Pertu. Și spun bună seara și un an nou fericit și lui Mondoroș Peter, medic veterinar. Bine ai venit și un an nou plin de roade. Mă bucur că începem din nou. Și eu mă bucur că v-am alături, dar nu mă bucur... Idei bune și forță. Nu mă bucur pentru că astăzi am ales niște teme așa de forță și eu zic că de educație, pentru că menirea noastră, v-am mai spus de la această masă, este să educăm oamenii, să vă aducem informații și să vă învățăm să iubiți animalele și să le oferiți un trai bun și un trai sănătos. De aia și Alina este alături de mine și Peter, pentru că împreună vom încerca să vă semnalăm niște lucruri. Cred că toți ați văzut în ultima vreme și pe Facebook și la televizor oameni care maltratează animalele. Iar tema noastră de astăzi este cum prevenim această manifestare a oamenilor. Eu nu pot să le spun oameni, eu le spun descreierați a oamenilor. Care, lăsați-mă pe mine să fiu dură, voi fiți aia bunii. Eu le spun descreierați la acești oameni care au un astfel de comportament asupra animalelor. Am văzut în urmă cu câteva zile un vânător care a împușcat un câine pe un drum, respectiv în județul Maramureș. El spunea că este pe fondul de vânătoare. Tare mie că mă voi duce odată cu mașina și mă va împușca cineva în cap pe un drum, pe un european, pe un drum european sau pe autostradă, fiind un fond de vânătoare. Exclus să fie drumul pe fonduri de vânătoare, zic eu. Și este imposibil să tragi cu pușca în zone populate de oameni. Eu zic că asta e. Am văzut ciobani care aruncă câini la câinii ciobănești și jupoaie. Nu vom prezenta astăzi imagini pentru că eu nu vreau să încurajez astfel de manifestări. Eu vreau astăzi doar să vă semnalez aceste lucruri, să fim conștienți că există astfel de fenomene între noi, de oameni care nu au toate țiglele pe casă și vrem ca dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să vă învățăm să-i educați pe cei din jurul dumneavoastră, că doar noi, fiind voluntari, fiecare dintre noi, putem să aducem un gând bun și o vorbă bună și să învățăm pe cei din jurul nostru să iubească animalele. Așadar, aș începe cu tine, Alina, pentru că de puține ori te-am alături, și să ne spui ce înseamnă această manifestare a oamenilor față de animale. Ca să nu mai spunem că un om care maltratează un animal, posibil să maltrateze și un om. Da. Sunt multe studii și în partea de psihologie animală, dar și în partea de psihologia personalității, psihopatologie, care adresează acest comportament, cum îi spui, sau hai să spunem comportament disfuncțional, pentru că adesea vom întâlni cruzimea față de animale în criterii de diagnostic pentru diferite patologii. Acum am văzut etichetele ce le puneai, Cristina, nu comentez, pentru că știu că probabil la fel ca și colegul meu ați văzut multe cazuri și nu putem spune că ne obișnuim cu suferința și cu formele de cruzime față de animale. Chiar și discutam cu colegi veterinari și tu faci parte din această categorie a veterinarilor care repară victime ale cruzimii. Aici și spuneau ei, vedem adesea cazuri și de abuzuri sexuale făcute de oameni asupra animalelor, în care este foarte greu să mai repare ce s-a întâmplat și nu ne putem obișnui. Există într-adevăr o, hai să spunem, desensibilizare prin expunere, însă se pare că această suferință pe care veterinarii și alți oameni care sunt în domeniul activismului, colegii de-ai noștri de la diferite ONG-uri din Cluj, care știm că sunt foarte, foarte activi pe protecția animalelor și prevenția abandonului, nu se pot obișnui. Și atunci, într-adevăr, în psihologie vom întâlni cruzimea față de animale ca fiind un comportament considerat disfuncțional, pe care încearcă să-l adreseze, să-l țintească psihologi, psihiatri și consilieri, educatori de foarte timpuriu, asistenți sociali. Adesea am văzut în SUA practici de educare a asistenților sociali, de a investiga, de a diagnostica calitatea vieții unui animal într-o familie pe care se duc să o evalueze. Știți? Și atunci, practic, te uiți
la acest criteriu de diagnostic al funcționării familiei în funcție și de raportarea starea animalului de companie? Este sau nu abuzat, neglijat într-o anumită formă și ei sunt deja instruiți cum să evalueze calitatea vieții animalului de companie și cum să adreseze apoi mai departe prin psihoeducație, intervenție, chiar luarea animalului din acel context. Suntem, nu vreau să fiu dură din nou, dar suntem departe de ceea ce spui tu. Da. Și pentru că eu zic că această manifestare violentă și agresivă asupra animalelor vine din educație, din familie. Foarte. Și un copil, dacă își vede părintele care are astfel de manifestări față de un animal, cu siguranță îl va copia, pentru că întotdeauna copilul învață de la părinți, de la profesor, de la, cum spui tu, asistent, de la omul din jurul lui, cel care face parte din grupul lui de joacă, de familie, de școală. Da, absolut. Deci, tot așa, acum tot o să fac referiri spre ce s-a mai studiat. Chiar expunerea doar, dacă, fără să vrei tu, ai fost martor la un act de cruzime față de animale, poate să aibă un impact negativ foarte puternic asupra construirii schemelor tale de lucru mai târziu. Și atunci este un studiu mare, mare de amploare, o anchetă făcută pe persoane care se găsesc în penitenciare în SUA, în America de Nord, acolo sunt multe studii făcute, dar sunt și în alte state, chiar și în Europa, unde s-a constatat că multe persoane, chiar dacă nu sunt criminali, știi, dar au, să zicem, executat furt cu violență, mare parte din ei, semnificativ statistic, au asistat sau au participat în copilăria timpurie la episoade de cruzime față de animale. La fel cum s-a întâmplat și cu cazul din Maramureș și cu cazul din Maramureș. Împușcat, adică, da? A asistat un copil de 6 ani la acest eveniment. Și atunci, știi, consecințele acestor, hai să spunem, câteodată este comportament impulsiv, poate nu este gândit. Unii zic, poate că m-a atacat sau m-am simțit amenințat sau pur și simplu, cum spuneai tu, Cristina, câinele s-a găsit pe domeniul de vânătoare, eu mă simt încetățenit să-l elimin de acolo. Bun, dar putea fi un om, putea fi un copil. Deci vorbim aici de cruzime față de altă ființă, că este om, că este animal, știi? Eu aș vrea să lucrez în domeniul tău și să-i întreb pe cei care fac astfel de... ce simt în momentul în care fac astfel de gesturi. Și tot ne întorcem la statistică, sunt 10 de animale maltratate, reclamate și pe an sute, dar să vă gândiți că nu sunt de ordinul 200, ci sunt în jur de 900 de astfel de acțiuni de maltratare a animalelor reclamate la poliție. Asta, eu aș dubla numărul, ca să ajungem la cazul real, Peter. Te lovești zilnic în cabinet Totuși eu sunt veșnic optimist. Eu cred că ăștia 20 de ani am recuperat foarte, foarte mult. Da. Deci faptul că avem voluntari, că avem asociații, fundații care asta și-au ales ca și țel de viață să facă mai bine viața animalelor, nu? Deci asta e un lucru extraordinar, așa ceva nu era. Deci erau partizani, erau oameni care, ca și doamna Bora, ca și nu știu ce, doamna Totoianu, care stăteau la colț de stradă și hrăneau câinii vagabonzi. Faptul că sunt mediatizate cazurile, și asta e un lucru care arată că... sunt mediatizate grație presiunii iubitorilor de animale. Da, dar este deja, are o importanță. Deci lumea se îngrozește, nu? Deci măcar există această pildă negativă. Eu cred că, acum poate că ar trebui să... Deci sunt zone... Poporul acesta sau poporul nostru este foarte arhaic, zic eu, mai ales la țară, nu? Deci acolo încă nu a ajuns informația la ei, încă n-au citit Peter Singer, nu știu. Ok, deci nici n-a fost tradus. Ar fi bine dacă ar fi tradus ultima carte a lui. Dar nu trebuie să învățăm din carte, pentru că cartea care e cea mai citită în România este Biblia, nu? Deci dacă s-a făcut o statistică, atunci s-a văzut că poporul român, cel mai, deci instituția cea mai importantă în statul ăsta este biserica. Eu nu înțeleg. Deci dacă biserica este cea mai importantă și peste tot în Biblie vezi că trebuie să fii blând cu animalele și trebuie să îi rănești, să ai grijă de ei, cum naiba nu reușim treaba asta? Nu? Deci mi-aduc aminte când eram copil, tata era tot medic veterinar, veneau țăranii cu vacile lor, unul era Gheorghe, celălalt Bimbo, nu știu ce nume, aveau nume animalele.
Deci era totuși atunci, nu știu, acum nu mai sunt animale, sunt ferme, acolo nimeni nu-i mai întreabă ce faci. Nu este la ora 5 noaptea sau la ora 3 să o mângâie, să dea încă o mână de fân. Deci totul s-a schimbat, nu? Deci atunci trebuie să căuta totuși cine ar putea să aibă un rol mai mare la ridicarea acestor, sau la ajungerea informației. Dacă ai fi făcut o întâlnire ecumenică și ar fi un episcop ortodox și unul catolic și nu știu ce și unul baptist și am vorbit despre problemele astea, deci eu cred că și ei au un rol. Deci E un păcat la fel de mare să fii rău cu un animal ca și să fii atât de rău față de un om. Deci asta trebuie să înțelegem, că au suflet. Nu, încă nimeni n-a demonstrat, nu știu, cu o formulă, dar se știe că au un suflet. Toți avem rol în această societate, tocmai de-aia suntem noi trei aici, transmitem acest mesaj telespectatorilor noștri, ei sunt mesagerii noștri sau pe ei delegăm să fie mesagerii mesajului nostru astfel încât să ajungă la cât mai mulți. Poate că reușim să tragem linie și să sensibilizăm lumea, măcar să ne comportăm altfel și față. Eu zic că atunci când vei reuși să te comporți mai blând cu un animal, vei fi mai blând și cu un om. Și fiecare, exact cum spune Peter, fiecare om are potențialul de a fi factor de schimbare. La fel cum fiecare ființă din jurul nostru poate, spunem noi, îți poate crea un răspuns empatic dacă se află în suferință. Și este o diferență mare, știi, sunt oameni care spun mie milă, știi, în engleză ar fi I feel pity, dar mi-e milă, dar nu faci nimic. Deci, practic, mila fără acel răspuns empatic care transformă lucrul tău într-o compasiune orientată sau empatie care țintește deja spre a face ceva. Spre rezolvare. Exact, ăsta e răspunsul empatic, știi? Deci aici cred că trebuie să lucrăm un pic mai mult. Noi care suntem, de exemplu, sunt în câmpul educațional. Lucrez cu studenți care vin deja la noi la școală, gata, formați, asta și la tine vin la cabinet și știi, și mulți sunt voluntari sau ajută la diferite ONG-uri și noi apreciem foarte mult cu ce cunoștințe vin și faptul că sunt puși în fața situațiilor reale de viață, acolo unde fac practică, încurajăm foarte mult. Însă trebuie, cred, adică aici pot să folosesc trebuie. Știi că am văzut și alte țări unde se merge foarte de timpuriu. Cred că în România suntem la nivelul de trebuie. Da, și tocmai de aia aș face un apel pe lângă blândețea voastră să intervină și oamenii legii, să aplice legile. Pentru că legi avem, doar trebuie aplicate. Într-adevăr, va fi foarte mult de lucru dacă includem ca polițiștii să răspundă și de acest domeniu, dacă trebuie măcar câteva cazuri să fie penalizate rău, astfel încât să ne dăm seama că dacă nu înțelegem de vorbă bună, măcar de bătaie să înțelegem. Este un lucru foarte interesant. Faptul că, acum, eu nu cred că ar trebui să apăr medicii veterinari. Ar trebui să trag și eu un mic semnal de alarmă din partea mea către colegi. Pentru că simplu fapt că ești medic veterinar nu înseamnă că iubești animalele. În facultatea noastră din Cluj încă se fac experiențe pe broaște. Ceea ce n-ar trebui făcut, pentru că știm foarte bine că dacă, nu știu, tragi pielea jos și îl belești și nu știu ce atingi cu 12 volți, atunci am mușchi. Deci n-are sens. De ce mai facem asta, nu? Și atunci evident că nu putem crește astfel medici veterinari empatici și iubitori de animale. Zilele trecute a fost la mine o asociație de protecție animalelor din Cluj, care a angajat un medic veterinar. A venit să mă întrebe dacă e ok, nu profesional, ci empatic, medicul, colegul acesta. Pentru că vine la clinica noastră să învețe, să vadă. Și ce părere am? Cum vede animalele? E destul de empatic. E bun pentru a fi medic veterinar la o asociație. Atenție! Deci ar trebui și școala, așa cum și grădinița, și școala, dar și facultatea, să aibă grijă la aceste aspecte. Pentru că deja, deci, peste tot în lume, în locurile mai bune, este foarte jenant să faci experiențe pe broaște la fiziologie.
alea știm din cărți deja. Deci nu trebuie să omorâm alea. Deci ca să vedem efectul strihninei, noi nu trebuie să dăm strihnină la un câine să vedem că cineva cum moare. Știi? Pentru că știm din bibliografie, avem filme dacă e nevoie. Deci sunt niște lucruri care deci trebuie cineva să aibă inițiativă. Cine are inițiativă? Un om cu carismă, un profesor cu carismă, un om care, la care nu-i rușine să lovească masa și să zică că nu, de acum încolo noi nu mai facem așa ceva. Dar pentru asta trebuie să ai un har, trebuie să fii cumva, să ai o viziune, nu știu, nu zic matură, dar sănătoasă, oricând. Așa cum spui tu, cu pumnul în masă, cred că vom rezolva multe lucruri, pentru că se rezolvă și au început să se miște lucrurile și de aia ies în presă așa de multe lucruri, grație celor care pun presiune pe autorități să ia atitudine în ceea ce privește maltratarea animalelor. Și ies foarte, foarte multe lucruri în presă. Îmi amintesc acum de un caz de maltratare. La un post de televiziune public era prezentat un concurent la o emisiune care explica cu lux de amănunte cum maltrata animalele, cum făcea experiențe, cum prindea câini și pisici și făcea experiențe, ajungând până în final să-și împuște propriul câine din greșeală. Eu așa ceva psihologic, eu sunt un om, sunt inginer agronom, dar eu cu așa lejeritate să povestești cum maltratez animalele, eu nu știu cum să-l cataloghez. Știi cum, Cristina, noi numim asta steag roșu și probabil și voi aveți, știi, când spui, asta este un steag roșu, red flag, știi că atunci multă lume începe să scrie pe Facebook, chiar urmăresc comentariile și cumva poți prezice această dinamică că o să înceapă să-l înjure pe acel om și să-i dorească. Da. Știi, nici nu pot stă mintea loc, ce-i doresc. Și mai apare câte unul care, stai un pic, omul ăsta chiar are nevoie de ajutor psihologic, pentru că s-ar putea să fie acolo niște tulburări pe anumite axe, știi, și care, în loc să tot îi urăm cele bune și ce ne-am dorit noi să-i se întâmple lui, punând foarte multă parte negativă, știi, în acele comentarii, cum spui tu, această reactivitate ar fi indicat să fie una de ajutor. Hai să vedem cum oprim aceste manifestări care ne fac și nouă rău și lui. Dar iată că a avut nu neapărat curajul, că probabil dacă are anumite tulburări de personalitate sau nu știu, așa, omul acesta s-a simțit chiar bucuros în timp ce spunea, știu, acea emisiune, știi, dar nu o să-i zic nume, în timp ce explica celor de acolo, juriului, că uite ce am făcut eu ca să văd, de fapt, cum funcționează organele, știi, dar despicam de vie animalele. Dar pe tine, pe acel om, până la acea vârstă, nu l-au văzut părinții, neamurile, frații, profesorii, că n-a trăit în junglă, are această deviație și să-l trimită cu bunul, cu frumosul, spre specialiștii care... Poate că acum, acolo ar fi trebuit probabil urmărit și alte tulburări de tip comportament antisocial sau, știi, să vedem cum se manifestă în contexte interpersonale, în relație cu ceilalți. Dacă a crescut într-o familie, nu știu, acum nu vreau să acuz, tot disfuncțională, lor li se părea asta un tipar, un mediu de viață poate firesc, știi? Așa ne comportăm noi, pisica nu stă în casă, câinele nu stă în casă, nicio problemă dacă îl agresezi sau, știi? Dar nu știu, aici ar trebui văzut, știi, ce s-a întâmplat. De unde vedeți voi că ar trebui să începem? Că trebuie să începem de undeva. Eu visez la acel moment în care în România o să meargă polițiști, o să fie acei agenți de poliție animalelor, care o să bată la ușă, o să se întrebe dacă de ce nu i-ai dat apă la câine în ultimele două ore cât stau eu cu ochii pe tine. Adică visez la un lucru frumos. De unde ar trebui să începem? E foarte clar că prima dată trebuie să începem cu penalizarea celor care au astfel de acțiuni asupra animalelor. Dar, în paralel, va trebui să începem și educația. Da. Este clar. Da. Începem de la copii. Din fiecare moment. Da, eu cred că, deci, vezi că a rămas în mintea noastră reclamația, știi? Așa cum înainte de 89 erau mulți turnători, că era frică și erau stresați. Cât acolo va trebui să ajungem? Și sunt mulți care se reclamă, nu? Și pe mine m-a căutat astăzi cineva că vecinul lui, nu știu, undeva lângă Cluj, ține închiși două căprioare. Ce să facă?
zic, păi ce să faci? Mergi la poliție, că asta e ilegal, nu? Deci trebuie să faci ceva, deci într-adevăr. Deci așa, dacă ăia care, mă rog, sunt sensibilizați față de anumite, dacă vezi că câinele X din pe stradă, ca unde treci, tot timpul ilegal, nu are apă, nu are în plină vară, e fără acoperiș, fără nimic, evident că trebuie să ajungi undeva. Deci eu cred că avem nevoie de instituțiile astea ale statului, unde într-adevăr sunt oameni care să rezolve problema, pentru că am întâlnit și cazuri în care s-au dus să reclame și au zis, du-te, domnule, că avem noi problemele mai mari și suntem puțini. Domnule, deci, nu putem să așteptăm pe polițiști cu astfel de cazuri. Trebuie înființat o altă instituție care să răspundă strict. Sau de divizia, o divizie. Exact. Da, dar sunt anumite chestii care intră la poliție, pentru că un om care împușcă câini sau belește de viu, ăla sigur că oricând poate să facă și față de un om. Deci, oricând se poate întâmpla accidental, că tu împușcând un câine într-un cartier... Accidental sau voit, pentru că acel nu... Acel glos poate să devieze într-un om. Și voit. No. Și ce intenționat. Știi până că când în fiecare casă se taie un porc aproape, știi? Și asta e o problemă. Ca și când, nu știu, deci... cum explici asta? Deci se găsește carne, se găsesc mezeluri, e plin, totul, peste tot e plin, dar oamenilor este important acea ritual ca și cum, no, dacă n-am făcut asta, nu pot să trec în anul viitor, deci e important pentru familie, nu să avem, că avem de toate, chiar avem prea multe, zic eu. Și totuși este important. No, acum trebuie să scoți și asta din capul oamenilor că, și să înțeleagă că nu pot să nu știu. Eu zic că cu vorbă bună, pe de o parte, cu timpul, dar nu trebuie să ne pierdem speranța că noi cei care vom acționa și vom depune reclamații și vom face presiuni, fie în presă, fie la poliție, fie în stat, să nu credem că orice va avea o rezolvare. Există, cum îmi place mie să spun, și victime colaterale, există și cazuri pierdute. Nu putem să le rezolvăm pe toate, dar măcar trebuie să încercăm și să nu lăsăm niciun caz nereclamat. Vedem, acum nu reclamăm pentru orice prostie, că am mai auzit și reclamații poliția să răspundă de îi latră câinele vecinului. Da, păi da. Serios, câinele s-a născut să latre. Dacă nu latre, să facă ce să facă, să-mi iaune. Exact. Și cred că important e să nu credem că vedem un anumit caz și lască să vă ocupa ceilalți, știi? Exact. Deci asta ar fi... Și să mergem, să știm cadrul legislativ, să încercăm să-l aplicăm exact cum spuneai tu, nu numai că l-avem acolo. Și eu am pățit că mi-a fost lovit o cățeluș acum câțiva ani de 6 luni și spunând că avea dinții căzuți, știi? Mm-hmm. Așa? Și că a fost mușcat vecinul respectiv, dar nu, au fost și martori și am mers, am reclamat, am intrat chiar în judecat. Deci au fost câteva lucruri pe care poți să le duci până la sfârșit, cunoscând cadrul legislativ și având suportul celor din jur. În cazul acela care am avut ajutor de la un cabinet veterinar, care au făcut imediat o expertiză, știi, medico-legală și mi-au dat raport că a fost lovită, tot, știi. Și să avem grijă de cei care, de veterinari, de ONG-uri, să-i prețuim, pentru că, exact cum spuneai tu, acești oameni au decis să meargă pe... deci să le dăm credite, știi, nu? De multe ori ne gândim oare, sau am auzit comentarii că poate este o agenda ascunsă, poate că vor altceva, dar când te uiți în jur, cel puțin oamenii pe care îi cunosc eu, sunt oameni care chiar se dedică, știi, pentru munca lor. Adesea îi văd că sunt la pragul burnout-ului, adică atât de multe cazuri rezolvă unul, vin încă 10, știi? Sau... Sunt copleșiți. Da. Eu vin și în apărarea lor, pentru că tot de la ei am învățat. Ei sunt o asociație, dar nu pot să rezolve toate cazurile. Absolut. Fiecare dintre noi trebuie să fim parte din acea asociație și să ajutăm să intervenim cu minim, cu posibilitatea pe care o avem. Fie să ținem un foster 2-3 zile, un animal, până ei rezolvă cazul de adopție. Financiar, diseminare. Fie să meargă cu mașina, să-și pună mașina la dispoziție, să-l ducă la veterinar. Deci fiecare dintre noi putem fi parte din salvarea unui animal. Da. Exact. Noi venim împreună cu asociațiile cu sterilizarea. Uh-huh.
Și asta e foarte greu, că în provincie e foarte greu să înțeleagă omul că, uite, faci o mică intervenție și câinele nu o să mai intre în căldură, nu o să mai fete, nu o să mai fie pui pe care tu v-ar trebui să-i omori, să-i arunci în apă, să-i faci marinari, cum se zice, cu cinism. Nu? Și asta e, dar e foarte important și acum cunosc asociație, mai ales asociația Sirius, care încearcă prin Agenția Națională de Medicină Veterinară, deci ANSVA-ul, să găsească medici veterinari din provincie cu care să conlucreze și pe care să-i stimuleze să rezolve problema local. Local. Deci fiecare local. Că nu poți merge peste tot. Știi? Așa ar fi ideal. Și asta ar reduce foarte mult cazurile de abandon, cazurile de câini pe stradă și, uite, zeci, poate sute de mii de câini pleacă anual din România către Germania, Scandinavia, Anglia. Apropo de sterilizat, stând de vorbă cu mai mulți oameni cu animale, am întâlnit o problemă și mă uit la tine pentru că problema este la bărbați. Și fac apel la bărbații care se uită în acest moment la televizor, pentru că noi femeile, în general, înțelegem și ne asumăm sterilizarea unui animal. Bărbații, în general, refuză să sterilizeze masculii. Pentru că se regăsesc în pierderea masculinității prin castrarea masculilor. Da. Nu... Aș vrea să explici că nu își pierde masculinitatea. Dar știi că este studiul făcut, Cristian. Da. Deci da. E adevărat asta ce spun. Asta e bancul, știi că cumpără bărbatul o cutie de țigări și scrie pe el, provoacă impotență. Oh, nu aveți unul cu cancer. Exact. O să râdă, cu siguranță bărbații care se uită la noi râd, dar se regăsesc în mesajul nostru și așa cum ai spus și că nu există studii, da? Da, este un studiu pe care chiar l-am făcut, să știi, și foarte citat în 2010 cu o fostă studentă, acum este la București, ai conferențiar. Chiar așa se numește războiul genurilor în România, știi? Că bărbații, în 2010 era asta, dar pe sample size destul de... erau mulți, peste, nu știu, 500 de participanți și, într-adevăr, apărea statistică, femeile înțeleg efortul somatic pe care o altă femelă, știi, îl depune în sarcină și sunt de acord, așa, moderat și cu sterilizarea. Deci, înțeleg că odată ce ai sterilizat un animal, l-ai scos de pe arena reproducerii, știi? Dar bărbații au fost, m-am măsurat noi acolo cu o scală din aia de la 1 la 7, dezacord total, au mers cu scorurile undeva între 1, 2, știi, deci, când era vorba de propriile animale de companie masculi, în special dacă erau câini și cu care se afișau, știi, în public, era ca un fel de insignia statutului, faptul că tu ai un câine care, la rândul lui, are dotările... Dacă s-a ajuns, scuze, să se pună biluțe din silicon în America după sterilizarea câinilor... Da. Nu cumva să pară că... Da. Că nu mai este bărbat. Deci cumva înțelegem, știi, Richard Dawkins, probabil îl știți, a scris ceasul din care el zice, da, deținerea unui animal de companie este ca un fel de fenotip extins, adică modul în care tu areți... Prelungirea ta. Exact, e o prelungire a ta, știi, și atunci, chiar mai sunt studii acum, dacă tu te arunca mingea spre asta, în care se pare că dacă bărbații încă necăsătoriți sau doresc să, mă rog, arate că sunt potențial bunătăți, știi, dacă au un animal de companie, ei sunt deja evaluați ca fiind potențial tați sau capacități de parenting, de a fi părinți, pentru că investesc, sunt capabili să investească într-o altă ființă, știi? Sau potențial partener. Da. Știi? Deci voi veterinari sunteți foarte sus, acolo scorați foarte sus. Alina, de unde începem această educație? Eu cred că de la absolut de la fiecare din noi, și asta le spun și studenților, întreb câți dintre voi sunteți părinți. Păi nu, câți dintre voi ați dorit să fiți sau nu știți niciodată, că de multe ori suntem neplanificați când apărăm, știi? Și atunci fiecare dintre noi avem capacitatea de a fi formator primar, știi? De a educa prin ceea ce facem, gesturile noastre, știi? Faptul că compasiunea se transformă sau empatia ta se transformă deja în răspuns empatic. Dacă putem să lucrăm pe partea de programe școlare, să mai inserăm, îi spunem, acum în SUA de mult, de fapt, de peste 100 de ani, există acel curent care se numește în engleză Humane Education, educație bazată pe compasiune, care pe mine mă fascinează și încerc să fac o formare, am început pe asta, e extraordinar, cum spun ei, orice curiculă poate să includă, orice, fie că predai matematică, fizică, astronomie, nu știu, medicină, acolo aveți multe, chirurgie, să includă elemente de
formare a compasiunii, deci a implicării tale active în a face bine, știi, a nu face rău, do not harm, deci să ai o atitudine responsabilă față de oameni, animale și mediu. Oameni, animale și mediu. Astea sunt cele trei axe pe care se lucrează, știi? Și orice, chiar dacă eu trimit, să zicem, la tine un voluntar, un student și spun, mergi și lucrezi, să te uiți cum se comportă în acel cabinet veterinarii, cum comunică cu deținătorii de animale de companie, cum interacționează cu animalele, știi, faci o grilă de observație și la final reflectez cu studentul și îl întreb activitatea ta, bun, cum a adus un impact pozitiv asupra axei oameni, animale și mediu, știi? Și atunci creezi, exact ce spunea Cristina, o schimbare de mentalitate sau mindset, știi? Și asta cred că se poate merge de foarte, foarte, foarte de jos, de la grădiniță, de părinții în primul rând, știi? Da. Părinții, dar să știi că și profesorii, știi? Eu am întâlnit de nenumărate ori părinți care sunt împotriva unui animal de companie cerut de copil, dar am fost la cabinet la Peter și profesoara a adus grupuri de copii în vizită la cabinetele veterinare, evident. La școală altfel. Da, fiecare copil ar fi vrut să ia un animal de la Peter din cabinet. Cristina, sau școala altfel este deja un context educațional formativ extraordinar. Deci noi avem și studenți care au zis, după ce am participat acolo ca voluntar, viața mea s-a schimbat. Știi, n-am știut că există atâtea potențiale probleme care pot să fie adresate prin educație interactivă, prin expunere experiențială, știi? Adică pui mâinile, știi? Dar mi-a plăcut foarte mult ideea acelei profesoare pe care am întâlnit-o la cabinet. Simplu, așa, copiii realizează că animalul nu este doar frumos și pufos, ci are și el probleme. Și au văzut acolo și căței operați și fără picioare. Și bine, probabil ușor traumatizant, dar dacă reușești, așa cum au reușit cei de la cabinet, să le explice că ei trebuie într-un proces de vindecare, la fel ca și oamenii, și le facem bine acolo, copiii deja s-au simțit altfel. Deci, iată, un mod de a aduce un plus de bine și o familiarizare a copilului cu animalul și cu suferința lui, să-și dea seama că dacă îi dai un șut unui cățel sau unei pisici, posibil să ajungă acolo în situația aia și probabil vor renunța la astfel de manifestări în ceea ce privește. Apropo de ritualul următor la Teatrul Porcului, mergem la Revelion. Eu nu am înțeles niciodată distracția asta de a pocni. Da. Știu, deci că nu o să înțeleg nici, o să-mi vorbești din perspectiva omului ce suferințe provoacă unui copil un zgomot atât de puternic, dar unui animal care are auzul mult mai bine dezvoltat decât... Mi-aduce aminte de filmul Chernobyl, dacă l-ați văzut, cum au stat oamenii pe pod și se uitau cât de frumos radiază. N-ați văzut filmul? Deci era în flăcări, tot, știi, și erau radiații de diferite culori, știi, și stăteau părinții cu copii pe un pod să vadă mai bine și toți au murit în scurt timp, cei care erau acolo, știi? Dar cam așa este și, eu de multe ori am spus în satul în care stau, unde am o casă, că de ce trebuie de ziua satului să stricăm atâția bani? Că fug o grămadă de câini, evident, asta știm și deja vindem cel puțin 5 feluri de tranquilizante pentru perioadele astea a anului, știi, Sileo, nu știu câte am vorbit despre asta. N-am putea cu banii, pe banii aia să, nu știu, dăm la o casă de copii sau banii aia, ce frumos ar fi și ce pildă pozitivă ar fi pentru copiii noștri. Decât să vedem niște steluțe pe cer și niște bubuituri. Exact, exact. Sau, cum zici tu, copilașii să meargă ei să ducă cadouri noi, casă de gust, știi? Deci să le și combini. Că sunt bani mulți. Și să spui exact, uite, aceste fonduri ar fi fost alocate, cum zici tu, pentru ziua orașului, bubuiturile care și acolo sau, știi, de Revelion în piața, nu știu care. Și, într-adevăr, acum voi ca veterinar vedeți cazurile, știi? Dar și noi pe site-urile de protecție animalelor Cluj, imediat o să vezi că... În Budapesta sunt, de ziua națională, sunt pichete cu cititori de cipuri. Da. Prind câinele, citesc și duc acasă. Pentru că atât de mulți Iată că nu noi suntem. Și știm asta?
Știi? Sunt oameni care știu și chiar ei merg și particip. Da. Da, e rușine să zic că no, anul ăsta nu, atunci crede că o să fie nepopular, pierde din popularitate. Exact. Asta e problema, că vrem să fim cum ne doresc majoritatea, știi? Ori majoritatea asta ar trebui educată, că nu asta e bine. Încercăm să facem, am încercat și în partea a doua emisiune noi luăm o scurtă pauză de publicitate acum și revenim imediat.